Salutare, prieteni! Suntem la Sport Bazar, unde, așa cum v-am obișnuit, săptămână de săptămână aducem în fața dumneavoastră cele mai importante subiecte ale sportului. Suntem cu câteva ore înainte de startul jocului echipei naționale împotriva echipei Muntenegrului. În acest moment, Naționala României ocupă ultimul loc în grupa națiunilor după un început de campanie destul de slab, am spune noi. Două înfrângeri și o victorie după meciurile cu Muntenegru în prima etapă 2-0, a urmat înfrângerea după aceea în Bosnia-Herțegovina și a urmat după aceea victoria cu Finlanda după o partidă în care, să zicem, că am tremurat destul de mult pe finalul jocului, după o primă repriză într-adevăr care ne-a dat speranțe pentru ceea ce înseamnă viitorul echipei, dar în același timp nu știm cum se vor prezenta lucrurile în disputa din această seară, care se anunță una destul de grea în compania celor de la Muntenegru, o echipă cu jucători din ce în ce mai valoroși, o echipă cu jucători care evoluează la cluburi importante din fotbalul european, ceea ce la noi nu prea se mai întâmplă lucrul acesta. De asemenea, vom discuta astăzi și despre Chindia Târgoviște și despre alte subiecte din Liga 1. Vedem că au loc multe mutări de jucători, transferuri, noi antrenori la echipele de club și așa mai departe, multe, multe subiecte pe care le vom aborda în ediția de astăzi. Invitat în studio este Cosmin Sava, jurnalist la Cotidianul Jurnal de Dâmbovița. Cosmin, îți mulțumesc că ai revenit în studioul nostru. Te salut, Ștefan, îi salut și pe cei de acasă, îți mulțumesc pentru invitație și sper să reușim să dezbatem cât mai multe subiecte interesante. Subiecte interesante avem destule, nu știu cât suntem și de optimiști acum înainte de un duel foarte greu cu Muntenegru. Cum vezi tu acum situația cu echipei naționale înainte de acest joc, aș spune eu, care cândva nu era dificil, iată că acum este dificil. Da, cum ai spus și tu în urmă cu ceva, nu ne gândeam că o să ajungem să ne temem de un duel cu Muntenegru. Din păcate, situația s-a schimbat, nu prea mai avem fotbaliști care să facă față în fotbalul european, iar acest lucru se cunoaște și la echipa națională. Este un duel greu, chiar dacă jucăm pe teren propriu și cu siguranță atmosfera din Giulești va fi una incendiară. Jucătorii cred că sunt destul de obosiți pentru că au avut deja 3 meciuri într-o perioadă scurtă de timp, iar Edi Iordănescu trebuie să găsească cele mai bune soluții în echipa de start. E clar că nu ne mai permitem niciun pas greșit și trebuie să ne luăm revanșa după meciul tur, pentru că am arătat dezastros, iar băieții care ne reprezintă țara trebuie să-și iau revanșă în fața suporterilor, pentru că nu aceasta este fața pe care trebuie să o arătăm. România a obținut de-a lungul timpului ceva rezultate importante și trebuie să revenim acolo unde ne este locul. Nu am fost niciodată o națională de excepție, însă nici nu eram la nivelul de a ne teme de Muntenegru sau de Bosnia. E momentul să schimbăm asta. Personal, am văzut o schimbare în bine în meciul cu Finlanda și sper că acest trend să se mențină și în meciul din această seară. O schimbare în bine în prima repriză, în care lucrurile chiar au mers. România a atacat, a avut multe oportunități de a înscrie. Totuși, partea secundă, lucrurile n-au mai stat la fel. Am văzut o echipă care, la un moment dat, trecea de timp pe terenul ei împotriva unui adversar oarecum modest, Finlanda. Nu este o echipă categoric, de primă categorie valorică, dar o echipă ternică, o echipă slăbuță pe alocuri. Da, am tras de timp cu o echipă care nu ne-a bătut niciodată. Am mai făcut egaluri cu ei, am făcut și în campania, dacă ți-aduci aminte, din preliminariile pentru 2016, pentru Euro 2016, unde ne-am și calificat. Din fericire pentru finlandezii, au crescut destul de mult nivelul în ultima perioadă. Din păcate pentru noi am rămas la același nivel, chiar pot zice că am scăzut un pic față de ce eram noi obișnuiți la echipa națională. Și era clar că rezultatul primează. Cum ai spus și tu, o primă repriză foarte bună în care băieții au avut atitudine și au dorit. O repriză în care au muncit foarte mult și în care s-au văzut rezultatele. Și cel mai important, s-a văzut faptul că aceștia au fost susținuți din tribune. Pentru că poate multă lume s-a așteptat să fie criticați după primele două rezultate. Ei bine, s-a văzut că atunci când au determinare, ei vor fi susținuți și de către oamenii prezenți pe stadion. A doua repriză, mă așteptam, sincer, să schimbăm puțin strategia, pentru că până la urmă suntem un național în formare, trebuie să avem și ceva rezultate, pentru că doar așa poți crește jucătorii. Trebuie să ne gândim, sunt jucători care au apărut de curând în preajma echipei naționale, nu știu exact despre ce este vorba la o selecționată de acest gen și trebuie să aibă rezultate pentru a avea un moral puternic. Iar aici mă refer la jucători precum Octavian Popescu, Dean Sorescu, jucători care nu sunt obișnuiți cu meciurile echipei naționale. Marius Marin, Orațiu, care... Exact.
A fost un meci bun, per total, față de ce am văzut în acest început de campanie a Ligii Națiunilor. Rațiu, scuze, am zis Rațiu. Rațiu, fundașul dreapta al echipei naționale, care mie mi s-a părut că a fost printre cei mai buni, dacă vrei, cel mai bun tricolor al nostru în aceste prime meciuri din grupa națiunilor. S-a remarcat prin cel mai mult, zic eu, în duelurile de până acum. Arăta bine, mie mi-a mai plăcut și bancul în meciul cu Finlanda. A fost și marcatorul golului. Aș vrea să-l mai remar pe Marius Marin. Nu prea s-a vorbit în ultima perioadă de el, dar chiar și-a făcut treaba în toate, în toate jocurile în care a fost folosit. Da, este adus încă din mandatul lui Mirel Rădoi și iată că își face loc în echipa națională, a fost titular. Bine, sincer m-a surprins titularizarea lui Dean Sorescu, dar în același timp și nici nu mi s-a părut că s-a ridicat la înălțimea așteptării. Este greu, presiunea este mare, mai ales că avem nevoie de un rezultat pozitiv. Nu e ușor să joci în Giulești, știm cu toții că o atmosferă incendiară, fie că e vorba de echipa de club, fie că e vorba de echipa națională și acest lucru se cunoaște. Au nevoie de timp și cu siguranță lucrurile vor arăta din ce în ce mai bine. Dar asta depinde doar de ei. Indiferent cine va fi selecționer, ei sunt pe teren, ei trebuie să facă diferența. Treaba antrenorului se termină atunci când începe meciul. El nu mai are ce să te mai învețe. Te-a învățat tot ce a avut să te învețe în săptămânile premergătoare jocului. Și mai ales la o echipă națională unde ai câteva zile la dispoziție să-i pregătești pe jucători. Nu e ca la o echipă de club. Însă am încredere că Edi Iordănescu va reuși să așeze lucrurile, are însă nevoie de timp și are nevoie de susținere, pentru că fără unitate în jurul acestei echipe naționale nu se va putea face nimic. Și ăsta era un subiect pe care trebuia să-l punctăm astăzi, legat de Edi Iordănescu. Directorul tehnic al echipei naționale, Mihai Stoichiță, a anunțat că indiferent de rezultatul din această seară cu Muntenegro, ultimul din această perioadă, Edi Iordănescu va continua pe banca tricolorilor. Tu cum vezi lucrurile acestea? Este o opțiune bună pentru națională? Bine, acum e cam târziu să vorbim dacă este sau nu o opțiune bună, dar continuarea cu Edi Iordănescu ar fi o opțiune bună pentru națională? Cu siguranță, cum am spus și mai devreme, el are nevoie de timp. Nu poți să aduci un antrenor să-l lași 4 meciuri și apoi să-l dai afară, pentru că nu rezolvi nimic. Până la urmă, pe noi ne interesează să ne calificăm la campionatul european. Acela văd eu a fi principalul obiectiv. El abia acum cunoaște lotul, își cunoaște jucătorii pe care are dispoziție. O să vadă cine își dorește cu adevărat să reprezinte echipa națională și, cum am spus și mai devreme, va avea timp să construiască o echipă pentru următoarele calificări. Ok, Liga Națiunilor te poate ajuta, poți prinde un baraj grație ei, dar cred că suntem capabili să ne calificăm la campionatul european și în urma preliminarilor special făcute pentru această competiție. Edi Iordănescu este un antrenor tânăr, așa cum a fost și Mirel Rădoi. Ei au nevoie de timp, au nevoie de timp ca să se impună, pentru că nu este ușor la echipa națională. Până la urmă, indiferent ce echipă de club din țară e pregătit, că e vorba de FCSB, de Dinamo, de CFR Cluj, nimic nu se compară cu presiunea pe care o resimte selecționerul, atât din partea presei, cât și din partea suporterilor. Am văzut că și el a făcut tot timpul apel la sprijin din partea suporterilor și este ceva ce trebuie să se întâmple, pentru că au trecut foarte mulți ani de când această echipă națională nu ne-a mai adus bucurii și trebuie să fim alături de ea, pentru că am demonstrat de-a lungul timpului că atunci când suntem uniți putem reuși lucruri frumoase. Și cel mai bun exemplu este prestația echipei Under 21 de la campionatul european de acum câțiva ani. S-a văzut atunci cât de frumos a fost, toată lumea unită în jurul echipei naționale, s-a văzut și rezultatele obținute și cu siguranță și acest lucru se poate reflecta la echipa de seniori. E însă nevoie de răbdare. Acum că ai adus vorba de naționala de tineret de la Euro 2019, cum ți s-a părut totuși George Pușcaș, care a avut o neinspirație la lovitura aceea de 11 metri, nu știu. Alte pretenții ai din partea unui fotbalist care a evoluat în Championship, ok, nu este prima ligă din Anglia, dar Championship se spune că ar fi peste nivelul ligii întâi cu mult, să zicem. Da. Nu a făcut un joc rău. Nu, cu Finlanda. S-a zbătut destul de mult, a avut câteva ocazii, dar pentru un atacant este important să marchezi. Nu a făcut-o nici din acțiuni, nu a făcut-o nici din penaltii. Bine totuși că s-a terminat cu bine acest meci și că am obținut toate punctele puse în joc, pentru că nu vreau să-mi imaginez ce ar fi urmat la adresa lui în spațiul public. Pentru că să ne aducem aminte, nu este la primul moment de acest gen. Dacă nu mă înșel, mandratul lui Contra a luat mingea și a executat penaltii, deși era desemnat altcineva și a ratat. Parcă ne aducem aminte ce scandal banca, a fost atunci.
Și cu siguranță nici această ratare nu a picat bine, însă a fost cumva uitată pentru că s-au obținut toate punctele puse în joc. Și a luat revanșa, să zicem, prin centrarea excepțională pentru Bancu. A avut o centrare. Nu doar centrare, ci toată acțiunea. A depășit frumos pe fundașul adver și a centrat bine. Da. Nu am înțeles ce căuta Bancu acolo, dar bine că a fost. Bine că a fost. Bine că a fost. A avut și o execuție de atacant. Ne aduce aminte de unii fundași de pe la noi care au jucat pe la Chindia pe aici cu acea lovitură de cap. Și până la urmă, să zicem că și-a făcut treaba Nicușor Bancu și prin alte acțiuni pe care le-a avut în acest duel. A jucat Bancu foarte bine. Nu mă așteptam, sincer, nu sunt un fan al lui chiar... Nici eu, dar îl apreciez. Nu m-a impresionat cu nimic până în acest moment la Universitatea Craiova, dar chiar arăta bine jocul cu Finlanda. Ce alte opțiuni mai avem pe acolo, pe partea stângă? Ce avem? Ar fi Camora. Camora, la națională, zic că avem acum pe Camora, dar așa din Liga 1, Florin Ștefan de la... S-a pierdut pe drum. S-a pierdut pe drum. Panțărul săracu, nu știm dacă o să evolueze prea curând, când va reintra. Nu prea variante. Sunt opțiuni pe... Nu avem variante. Pe Benzi nu stă îngrozav. Ne bucură Marasiu acesta, pe care eu, sincer, nu știu, mă îl priveam cu scepticism la început, când nu-l cunoșteam. Prima oară la Naționala România am auzit de el. Nu știu dacă tu auzise de el până să fie adus să joace pentru tricolori. În fine, revenind acum puțin la Edi Iordănescu, da, presiunea este foarte mare pe el. Totuși, ți se pare că era cea mai bună opțiune când a fost numit noul selecționer, dintre variantele pe care le aveam? Cu siguranță nu, pentru că erau antrenori mai experimentați pe listă. Da. S-au purtat discuții cu Bioloni, nu s-a finalizat această negociere. Am înțeles că au existat discuții și cu Dan Petrescu și cu Hagi, cu mai multe persoane, dar aceștia nu au dorit. E foarte greu ca cineva să-și asume acest risc, pentru că venim din insucces în insucces și nu e ușor să vii într-o asemenea perioadă. Mai ales că sunt antrenor cu nume și ar fi riscat să-și păteze cariera. De ce nu? Mie îmi place Edi Iordănescu, mi-a plăcut și la echipele de club pe care le-a pregătit. Trebuie să mergem pe mâna lui pentru că nu avem altă variantă. Ce să facem? Să ne apucăm iar să schimbăm antrenori de pe un an pe altul? Asta e, aici voiam să ajung. Ce facem dacă, hai să spunem că pierdem în seara asta cu Muntenegru? Doamne ferește, o să fie o situație destul de grea, că retrogradăm din grupă, ne ducem în cealaltă ligă. Exact. Ne ducem mai jos. Da, și ce facem în felul ăsta? Devine o situație tare complicată. Dar în același timp, dacă noi schimbăm selecționerii după fiecare 4-5 meciuri, care este parcursul lui până acum? Are acea înfrângere cu Grecia, egal cu Israel, două meciuri de pregătire și în meciurile oficiale o victorie și două înfrângeri. 5 meciuri, ce poți să faci în 5 meciuri? E nevoie de timp. Dacă nu mă înșel, selecționerul Finlandei este de 7 ani. Dacă mi-am amintesc bine din ce am citit înaintea meciului direct, să fim serioși, dacă o selecționer pierde după 7 ani cu echipă în formare, ce ar fi trebuit să facă cei din Finlanda? Să-i ceară demisia a doua zi? Nu se punem. Fotbalul mare nu mai există așa ceva. E nevoie de timp, e nevoie de răbdare. Pentru că, să fim sinceri, ok, schimbăm selecționerul, dar cu aria de selecție ce facem? Rămâne aceeași. Nu mai bine ții un antrenor care să-și poată impune strategia de joc și să îi facă pe jucător să înțeleagă ce își dorește și în felul acesta să încercăm să obținem rezultate, pentru că hai să ne gândim și la fostul selecționer, la Mirel Rădoi. A început la fel de rău, să ne aducem aminte. Nu toată lumea îl critica, dar pe parcurs și mai ales în finalul mandatului, lumea a cam început să regrete. Pentru că, totuși, cum a încercat el cu stafful, cu Dică, cu cine a mai fost pe acolo, implementase o idee de joc. Să ne amintim câte probleme am pus Germanii. Da. Corect? Un selecționar are nevoie de timp. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta odată pentru totdeauna, atât la echipele de club cât și la echipa națională. Ne dorim rezultate, dar nu îi lăsăm pe antrenori să lucreze. Păi ce poți să faci? Hai să luăm și exemplul local, Chindia Târgoviște. Credeți că lucrurile ar fi arătat mai bine dacă Emil Sandoi ar fi fost schimbat, nu știu, după un an și jumătate la cârma echipei? Eu cred că echipa ar fi retrogradat în acest sezon, dacă era schimbat. Mhm. Pentru că n-avea cine să vină, cine să cunoască echipa atât de repede, cine să-și impună strategia de joc. Vedeți, s-a terminat un ciclu. Chindia s-a salvat de la retrogradare, ambele părți au ajuns la un acord că această colaborare trebuie încheiată și a venit altcineva. Așa trebuie făcute lucrurile în mod corect. Stabilit un plan clar, un antrenor
să-și impună filozofia de joc, să obțină rezultate, să-i se ofere timp. Pentru că altfel nu avem ce să facem. Mai ales un selecționer care are nevoie de o viziune, pe un termen lung. Exact. Acum, știi, Edi Iordănescu și eu sunt de părere că este un antrenor bun. Pe unde a fost, a făcut treaba. La Gaz Metal Media și-a avut rezultate, are un titlu câștigat cu CFR Cluj. Bine, acum pot să mai vin cârcota și să zică că lua oricine campionatul cu CFR Cluj. Cu CFR Cluj, poate și noi dacă el, nu știu, să zicem, poate. Dar rezultatele îi sunt de partea lui. Cred că ești de acord cu chestia asta, da, că are da, rezultatele da. De partea lui, da. Edi Iordănescu. Dar în același timp, cred că aveam nevoie de un selecționer mai experimentat pentru Naționala României. Dar nu-ți garantează nimeni rezultate nici dacă aduci un selecționer cu experiență. Nu-ți garantează, na, n-ai de unde să... Am văzut ce s-a întâmplat în cazul lui Daum, când a fost numit. Prin rezultatele obținute, toată lumea se aștepta ca Naționala României să se transforme imediat, fiindcă a luat el nu știu ce... Într-o mică Austria, parcă zicea că o să fim un fel de Austria cu Christoph Daum. Nu era vorba de Germania, ca să nu... Trebuie să fie cineva de aici care cunoaște fotbalul românesc foarte bine. Personal, l-aș vedea pe Dan Petrescu, un selecționer foarte bun, dar știu eu că tot n-o la el mă gândeam. Știu că nu o să vină niciodată pe banca echipei tehnice a României, cel puțin nu în perioada următoare. Pentru că este implicat într-un proiect la CFR, lumea respectă și iubește acolo, de ce să plece să strice cariera? Lasă pentru ce? Pe Dan Petrescu, că dacă îi se face acum ofertă din afară, pleacă în secunda 2, că a mai făcut așa. Cu siguranță, în afară. Nu e el atât de legat sufletește de CFR Cluj. Asta, da, el, dar... ai văzut, e antrenorul momentului. De câte ori n-a plecat la CFR în interval? A plecat de vreo două ori. Sau de chiar de trei, dacă de nu mă înșel. De trei ori, cred. De două, trei ori a plecat. Și a revenit când n-a mai avut loc pe acolo, pe unde a fost. Păi, s-a dus după... După bani. Ce? S-a, nu s-a dus după pentru... Pentru altceva. Nu putem să-l criticăm, na. Până la urmă, cariera omului. Nu poți să-l critici. Cred eu cel mai bun antrenor care a trecut prin Liga 1 în ultimii mulți ani. Rezultatele cel mai probabil, da. Cel mai probabil, da. Este nu cel putem mai... să-i cerem nimic. Însă s-a văzut că și din partea federației există o mică reținere în a se înțelege cu antrenori experimentați. Mai văzut și în relația cu Ladislav Bieloni. A venit și i-au cerut să accepte faptul că dacă rezultatele din Liga Națiunilor nu vor fi bune, să poată fi dat afară. Omul ăla are nevoie de timp. Același lucru se întâmplă și acum cu Edi Iordănescu. Nu s-au terminat încă meciurile din... Suntem la jumătatea lor, dar... Oricum, da, se cere asta unui antrenor tânăr, care poate să-și asume acest risc, și alta se cere acest lucru unui antrenor pe cum Bieloni, pentru că ai să fim serioși. Are niște ne-ar fi ajutat toate. Mult da. Să vină la echipa națională. Și asta dovedește și faptul că nu gândim pe termen lung. Până la urmă, ce ne interesează? Să obținem rezultate în Liga Națiunilor sau să ne calificăm la campionatul european? Păi, categoric, campionatul european e ținta principală. Atunci ar fi trebuit să facă cei de la federație altceva, nu? Dar asta este. Acum discutăm situații pe care nu avem cum să le schimbăm. Edi Iordănescu e selecționer. Trebuie să muncească în continuare, jucătorii trebuie să tragă pentru această echipă și să simtă într-adevăr ceva pentru națională, pentru că mă uitam acum câteva seri la meciul de retragere a lui Adi Mutu și nu venea să cred că la un moment dat era 3-1 pentru echipa adversă și Hagi, Gianni Chiriță, Ionel Ganea mai aveau un pic și mușcau din adversar într-un joc de pregătire. Asta înseamnă mentalitate de învingători. Fie că jocea pe meci demonstrativ, fie că joci meci amical, fie că joci meci oficial, trebuie să-l câștigi. Acum da. Nu mai vedem așa ceva. Nu mai vedem așa ceva. Clar nu mai vedem așa ceva. Vedem o națională a României care practic ne obișnuiește cu înfrângerea, Cosmin. Asta este trist. Pentru că înainte când vedeai Naționala României, când îl vedeai pe Hagi pierzând, îl vedeai pe Răducioiu pierzând sau pe Gică Popescu sau atâtea nume, Gâlcă și Stelea și Naționala de Aur a României, când îi vedeai că pierd, atunci îți venea și ție să plângi, regretai. Dar acum când îl vezi pe Alibe că pierde, când îl vezi pe cine să mai... pe Sorescu, pentru cine să plângi? Pentru cine să spară rău? Corect, uite. Și citeam chiar un material interesant în presa centrală. Și chiar nu mi-a venit această idee în gând. Să știi că începem să-l regretăm pe Pițurcă. Așa cum era el ca selecționer. Uite, totuși, ultimul european la care a mers, campania de calificare a fost începută cu el.
Și în mare parte acea calificare se datorează și lui. L-a criticat multă lume, dar echipa națională avea rezultate cu el. Și vorbeai acum de generația de aur, dar hai să venim și mai aproape de zilele noastre. Și acea generație a lui Mutu și Chivu. Chiar și ultima generație care a fost la Euro, la Euro 2016. Parcă și atunci românii tot mai simțeau ceva față de echipa națională, pentru că îi vedeau pe jucători cu altă atitudine. Acum ce să vezi? Da. Când îi vezi că vin și se plâng că sunt criticați de suporteri. E normal că sunt criticați, pentru că suporterii nu văd ceea ce își doresc. Nu e logic. Pe mine m-a dezamăgit Euro 2016 să te bată Albania, scuză-mă, dar într-un meci decisiv. Nu știu, noi avem talentul ăsta să pierdem meciurile decisive. Suntem ca popor, așa, superficial. Da, nu știu neapărat dacă superficial sau nu putem să facem față presiunii atunci când e ceva important pus la mijloc. Dar hai să ne gândim altfel. La Euro 2016 totuși am fost prezenți. La ultima ediție a campionatului european, care s-a ținut unde? În România? Nici măcar n-am fost prezenți. Ne-am făcut de râs. Au fost prezenți rivalii. Rivalii noștri au fost prezenți și noi am stat și ne-am uitat la televizor. Rivalii noștri fiind Ungaria, care este o rivalitate nu doar politică între noi și Ungaria, este și o rivalitate fotbalistică. Sportivă, da, fotbalistică, formată de-a lungul anilor și cu Bulgaria avem o rivalitate. Dar Bulgaria e sub noi cu mult în momentul ăsta, dacă ai văzut cât se chinuie. Dar uite Ungaria ce face. Ungaria, în ce rezultate. Ce, într-o grupă de El Muerte, vezi ce bine se descurcă acum. Despre asta e vorba. Da, dar de ce? Pentru că au investit în academiile de juniori, au avut răbdare, nu au așteptat rezultatele imediat și uite că această răbdare a fost răsplătită. Nu e puțin lucru să obții rezultatele și să prestezi jocul pe care îl prestează în acest moment. Dar e nevoie de răbdare și e nevoie de un plan sănătos. În primul rând, despre asta e vorba. Nu vedem conducerea federației să iasă în față cu un proiect sănătos. Să zic că am obținut această sumă de bani, va fi direcționată către toate centrele de copii și juniori din țară, pentru că acolo e baza. La cine ne așteptăm? La Chiricheș? Să-mi ierte Dumnezeu, dar în 3 ani se lasă. Mai așteptăm la Niță? Păi nu mai joacă. Și cine vine din spate? Că nu mai joacă la echipa de club. Și tot ne-a salvat. Pe cine? Ce portar mai... În afară de portarii ce care evoluează în Liga 1, ce portar mai... Că Ionuț Radu, săracul, a strântit-o rău de tot în Italia. Interul a pierdut pe spinarea lui titlul și cred că nu mai... Păi cu siguranță nu va mai continua acolo. Sau dacă va continua, va avea acela statut. Cu siguranță nu va nu va fi titularizat poate niciodată. Să nu folosim cuvinte mari, dar e greu de crezut că va fi Ionuț Radu vreodată titular la ei. E aceea situație în care a fost și portarul care a fost la Dinamo, care a fost plecat tot în Italia. Și a stat foarte mulți ani pe acolo, numai rezervă. Dacă te referi la Bogdan Lobonț, el n-a fost rezervă. Nu Lobonț, uite că nu vine. Îmi scapă numele acum. Ajunsese prin Liga 2. Spune-mi în ce perioadă era. Ajunsese prin Liga 2, chiar nu mai amintesc. În Liga 2 la noi a ajuns între timp. Uite că nu chiar nu îmi scapă numele. Cred că tot la Inter a fost, din câte mi amintesc, dar chiar nu scapă numele. Și la Dinamo a venit în perioada în care a fost contra antrenor, dacă nu mă înșel. Chiar îmi scapă numele, acum nu știu. Nu, dar seama la cine... Deci contra a fost în mai multe perioade la Dinamo. În prima perioadă, când s-a luptat pentru câștigarea campionatului. Când au atunci cu play-off în 2017, da. Spui tu. Da, aici cu sistemul... Îmi scapă numele, nu mai știu. Mi se pare că a trecut și pe la Viitor apoi și nu neapărat. Chiar cred că știu la cine te referi. Eram amândoi pe stadion și făceai tu tot timpul semnul ăsta și ziceam, oricum nu te vede, stai liniștit, nu te mai agita. Nu mai știu cine este. Uite că nici mie nu vine. Brănescu. Brănescu? Da. El era în poarta lui Dinamo atunci. Brănescu. Aceea situație. A stat foarte mulți ani în Italia, n-a apărat, s-a întors în țară și acum a ajuns pe Liga 2. Bine, are și o vârstă. Bine, portarul acum are o vârstă, experimentat. E aceea situație ca lui Ionuț Radu. Toată lumea îl vedea viitorul mare portar al echipei naționale și s-a dovedit a fi doar o adiere de vânt. Nu știu, eu nu mi s-a părut că a fost atâta vâlvă în față, în spatele lui, cum a fost. A fost, îmi amintesc. Știu cum a fost aici cu Ionuț Radu. Cu Ionuț Radu, da. Ionuț Radu a reușit mai mult cu naționala de tineret la Euro. Acolo s-a remarcat el cel mai mult și să zicem că a avut un alt start Ionuț Radu pe lângă Brănescu. Uite, din păcate, foarte mulți jucători din acea generație nu prea mai sunt în preajma echipei naționale.
Păi, sunt puțin. Uite-te la Pușcaș, Florinel Coman. Florinel Coman care, bine, a avut și ghinul cu accidentările și... Poate și-o reveni, cine știe. Nu știu, sper. Mbappé de România. Mbappé. Este el supranumit, a cam rămas... Dar, e greu să mai joace. E greu după... El are și o vârstă fragedă și fără... Dacă n-ai meciuri în picioare, mai ales la vârsta lui... E greu. N-ai și cum să te descurci. Că tot vorbeam de remarcații echipei naționale, mie mi-a plăcut foarte mult și Burcă. Burcă a fost clar peste Chiricheș. Burcă este un fundaș esențial pentru CFR Cluj. Eu zic că a contribuit mult la, la ultimele două titluri câștigate de clujeni. Da, este un fundaș, să zicem, bun. Nu aș zice mai mult de atât, dar bun. Fundaș pe care poți să te bazezi în următorii ani. Dar să vedem cine va crește lângă el, pentru că, cum am spus și mai devreme, la un moment dat Chiricheș se va lăsa. Mă gândesc să nu cumva să renunțe după această campanie de calificare, după ce s-a întâmplat. Astea sunt zvonurile că ar fi vrut. Acum, scuză-mă, la meciul ăla cu Muntenegru a fost dezastru. A fost, da. O să merte Dumnezeu, nu mi-a venit să cred că a reușit să-i dea Radunovici mingea printre picioare fără să-i facă nimic. Adică n-a încercat să-l tribleze și i-a dat mingea printre picioare. Adică nu se poate la nivelul ăsta. Unde a fost și el? Pe la Napoli, pe la Tottenham, la Steaua, la Sassuolo, n-ai cum. Da, și el la Sassuolo, uite că eu nu prea am urmărit campionatul italian. A jucat destul de mult. A fost, am înțeles, pe final am văzut că n-a mai prins primul 11, dar am înțeles că din cea mai mare parte a sezonului a fost titular. Păi... A jucat destul de mult, dar să știi că a mai avut greșeli și acolo. Greșeli știu că a mai avut. Pe undeva pe la începutul sezonului știu că a avut, parcă a avut cu Roma, mi-aduc eu aminte, și a mai avut, dar nu mai știu exact, dar a mai avut ezitări. A avut destul de multe ezitări. Da. Pe cine? Cu cine să joci? Sunt curios dacă va juca și în această seară, pentru că deja are 3 meciuri în picioare. Păi, Nedelcearu. Nedelcearu. Nici nu mai știu unde joacă, cred că e în Liga, a picat în Liga 3. A picat în Liga 3 acum, cu Italia, da. În Italia, da. Nedelcearu. Nu are nimeni nimic cu băiatul. Am văzut că și Meme Stoica a zis că l-ar vrea la Steaua. E păcat de el. A jucat în Grecia, a jucat și prin Italia și... În Rusia a jucat. Și în Rusia a jucat. Și arăta bine începutul carierei pentru el, dar nu știu ce s-a întâmplat. Asta zic. Din păcate, cei care au fost la campionatul european din 2019 al selecționatei Under 21, foarte mult s-au pierdut pe drum. Cum a rămas puțin. Pușcaș, Răzva Marin, Rațiu, care a fost și el atunci în lot. Cine mai? Nedelcearu, care e pe la echipa națională, dar nu prea a prins ultimele meciuri. Nu a prins deloc. Ianis, care e accidentat. E accidentat. Florinel Coman, cum ai zis tu, a fost accidentat. Andrei Ivan, care mai... Florinel Coman nu știu când va mai prinde vreodată națională, dacă o va mai prinde. Totul depinde de el, pentru că cu siguranță cei de la FCSB vor da șansa să joace. Au investit foarte mulți bani în el ca să-l lase pe bar. Da. Păi șansa cred că o va avea, dar contează. El are și un blocaj psihic. Asta mi se pare mie la Florinel. Nu știu despre ce e vorba, dar în primul rând e vorba de perioada de pregătire de care are nevoie și de meciurile de oficiale pe care trebuie să le aibă în picioare. Pentru că foarte mulți specialiști susțin că atunci când ești accidentat, bun, ai o perioadă de recuperare după accidentare. Dar ca să-ți revii la forma sportivă pe care ai avut-o înainte de această accidentare, trebuie să mai treacă o perioadă de timp egală cu cea în care te-ai recuperat din punct de vedere medical. Deci hai să ne gândim de cât timp stă el pe bancă. Nu știu, de la începutul sezonului care s-a încheiat, cumva, s-a accidentat parcă în Europa, în preliminariile cupelor europene. Florinel Coman, da. Când tot are pe el de vreo... Aproape... Nu, asta, ultima. Ultima? Păi când a avut el... Parcă în preliminariile cupelor europene, atunci a ieșit accidentat. Nu, a revenit. A fost accidentat în preliminariile cupelor europene. A avut o perioadă în care a revenit, a jucat. Teoretic, a intrat și el pe teren. Da, și acum, în primăvara acestui an, s-a accidentat din nou. Nu știu de unde această... Ori o fi, cred că e un antrenament prost făcut. Asta cred că este, de fapt... Dar mă miră, pentru că era un jucător care părea destul de bine pus la punct din punct de vedere fizic. Adică nu era... Nu, el a avut acel blocaj după ce a ratat un transfer în afară. Nu mi-aduc aminte unde... Nici asta n-am înțeles niciodată. Păi, nu. Cu aceste blocaje pe care le-au fotbaliștii români. Păi, hai să ne gândim că sunt fotbaliștii români au plecat în străinătate și n-au făcut nimic. Păi nu mai bine rămâi aici în țară și joci?
Ei gândesc altfel. Cariera de fotbalist este scurtă. Este scurtă. Trebuie, ai poate familie și așa mai da, departe. Da, te duci și păcălești pe acolo un an de zile. Cât cred că poți să păcălești? Nu, eu înțeleg. Tot în Liga Întâi. Eu înțeleg. Asta e fotbalul de astăzi. Hai să luăm că vorbim de echipa națională. Nicușor Stanciu. Nu avea echipa națională de el în această perioadă? Nu avea, cum? Zic, nu avea echipa națională nevoie de el în această perioadă, te întreb? Păi eu cred că ne-ar fi ajutat foarte mult. Nu știu ce mai joacă el pe acolo prin China acum, că... Era clar că dacă va pleca acolo, clar va ieși din circuitul național, nu? Chiar nu știu în ce formă să mai prezintă și Nicușor. Totuși, nu e un fotbalist care a jucat doar în România, a jucat și prin străinătate. Mi-e greu de să cred că nu și-a asigurat viitorul. Champions League cu Slavia, adică nu a fost așa, să zici, că și juca titular, era fotbalist de bază. Eu am rămas surprins că au renunțat la el. Și asta zic, și atunci, dacă el, din punctul meu de vedere, e un jucător care și-a asigurat viitorul. Și atunci ce faci? Pleci din fotbalul european care... Asta e nivelul de top al fotbalului mondial în acest moment. Toată lumea își dorește să joace în Europa. Și tu pleci și joci... Pentru ce? Restaurantele chinezești. Asta e nivelul, asta e mentalitatea românească. Îl vezi vreodată pe, nu știu, pe... Nu știu, Jovetici. Să plece să joace... Acolo o altă mentalitate, Cosmin. E altceva, altă cultură fotbalistică. Și bine, dar eu rămân de părere că fotbalul în întreaga lume s-a comercializat. Nu mai joacă nimeni pentru culorile echipei, exceptând fotbaliștii care sunt spre finalul carierei, cum avem exemple la Rapid, în Liga 1, să nu mă duc pe altă parte. Uite-te la Lewandowski, el vrea să plece acum de la Bayern, deși nu știu cât e de atașat el de... Cred că este, că a avut multe performanțe acolo și cred că este de atașat de echipă. Dar în rest... Fotbalistul de azi joacă pentru bani. Și eu îi înțeleg. Ok, joacă pentru bani, dar arată-i că îi meriți. Arată că poți să evoluezi pentru o echipă puternică sau într-un campionat cu pretenții. Dacă ești fotbalist bun, poți să faci bani și în Europa, nu? Nu trebuie să pleci în Emiratele Arabe sau prin China sau mai știu pe unde. Arată că poți să joci fotbal și joci fotbal și pe bani și ai și satisfacția că evoluezi în cupele europene, că te văd suporterii, că poți să joci la echipa națională. Pentru că mi-e greu de crezut că, l-am dat exemplu mai devreme, Nicușor Stanciu, când s-a apucat el de fotbal la 8 ani, s-a apucat de fotbal gândindu-se că o să câștige milioane de euro prin China. Eu cred că s-a gândit să se apuce de fotbal pentru că voia să vadă un stadion plin cum îl aplaudă. Cel puțin asta e părerea mea. Da, într-adevăr, fotbalul s-a comercializat și nu cred că aduce nimic bun spectacolului fotbalistic, pentru că totul s-a transformat într-o afacere. Nu mai vedem acele sentimente pe care le vedeam înainte. Vedeam niște imagini cu Universitatea Craiova, cum s-a salvat de la retrogradare, cu Emil Sandu pe banca tehnică, cu Leu, da. L-a băgat pe teren. Ăla era fotbalul frumos, cu jucători care plângeau, se închinau, se rugau în ultimele minute. Ăla erau sentimente adevărate. Acum mă uitam și la, că am fost la meci, la Dinamo cu Cluj, la retur. Jucătorii, păi, stau și mă gândesc dacă generațiile cu care am crescut eu, de Dinamo Viș, cu Dănciulescu, cu Niculescu, Florentin Petre, păi dacă retrograda Dinamo, cred că mureau acolo, pe stadion. Ce? Că... Și fotbaliștii ăștia se gândeau că au semnat unul cu Sepsi, unul cu Faru, păi să mă ierte Dumnezeu, da. Dar au jucat la Dinamo, n-au jucat la cine știe ce echipă. Acum că ai adus vorba despre asta, că n-am terminat cu Naționala, dar făcând așa o paranteză, eu nu știu, au fost prezentați și Cosmin Matei ca mare vedetă la Sepsi, la fel și Torje către Farul Constanța, că s-ar duce la Farul Constanța, pare că a și semnat. S-a semnat. Ivanovski o să semneze cu Petrolul Ploiești. Toți jucătorii și-au găsit angajamente. Și e un subiect pe care a discutat foarte mult Ionel Dănciulescu, fostul mare jucător al lui Dinamo. Chiar înainte de meciul de baraj a transmis că îi se pare o eroare foarte mare din partea conducerii, și anume al lui Iuliu Mureșan, pentru că, dacă știi, a dispărut o perioadă de la echipă, chiar în preajma barajului. Marius Mureșan, Iuliu Mureșan te referi. Da. Și nu a discutat cu jucătorii nimeni ce se va întâmpla în cazul în care îi retrogradează. Practic, li s-a propus prelungiri de contract doar pentru salvarea de la retrogradare. Și automat, jucătorii aceia n-au mai avut nicio tragere de inimă. Că mi-e greu de crezut că, nu știu, Matei a discutat cu Sepsi în două zile și s-a înțeles. E clar că discuțiile erau de mai mult timp și atunci când semnezi cu altă echipă înainte să termin sezonul cu Dinamo, nu mai pui tu piciorul la luptă așa cum ar trebui să-l pui. Dar ne ferește, te accidentezi, ce faci?
Nu te mai ai nouă echipă, nu? Și atunci... Dar asta este situația, da. Da. Bun, revenind la națională, o să discutăm dacă ne mai rămâne timp și despre Dinamo puțin, pentru că na, e trist totuși ce s-a întâmplat, mai ales pentru tine, știu. Da, ce ai schimbat tu acum pentru duelul cu Muntenegru de ceea ce a fost la meciul tur? Cred că se vor schimba multe și cred că această schimbare ar trebui să vină în primul rând din interiorul jucătorilor. Pentru că nu poți să te prezinți de maniera în care s-a prezentat ei cu Muntenegru, să ai șansa să-i prinzi apoi la câteva zile distanță în Giulești, unde stadionul va fi plin, și să nu te revanșezi. Și aici nu mă refer doar la rezultatul final, ci vreau să văd un joc bun. Și când mă refer la un joc bun, mă refer la foarte multă agresivitate pozitivă. Nu au voie să câștige niciun duel cei din Muntenegru când joacă pe Giulești. Și jucătorii trebuie să fie conștienți de chestia asta. Nimeni din grupa asta nu are voie să câștige, nu știu dacă neapărat în Giulești, pe terenul nostru. Vorbesc de Giulești pentru că toată lumea știe, e o poveste frumoasă în jurul acestui stadion, chiar dacă cel vechi a dispărut și s-a construit această arenă nouă, știm cu toții că în Giulești e un spirit aparte și de fiecare dată s-au obținut rezultate frumoase acolo, cum a fost și cazul stadionului Ghencea. Acolo s-au obținut cele mai mari performanțe ale naționale, pe Ghencea. Sper din suflet ca jucătorii să conștientizeze că au șansa să spele tot ce au făcut rău în acest început de campanie a Ligii Națiunilor în această seară. Cu siguranță, dacă vor reuși să învingă și Muntenegru, lucrurile se vor așeza, urci pe unul dintre primele două poziții și ai șanse reale să câștigi grupa. Dar e nevoie de multă determinare și de multă ambiție. Nimeni nu o să-i mai ierte dacă vor pierde încă o dată sau dacă vor remiza cu Muntenegru, asta e clar. Și indiferent de câtă răbdare cere selecționerul sau cei care îl simpatizează, nu știu, poate conducerea federației va avea răbdare, însă se va strica de tot atmosfera în jurul echipei și nu știu cât de mult vor mai accepta suporterii o astfel de situații. Pentru că ai văzut deja și la meciul cu Finlanda s-a protestat împotriva celor de la FRF și problema asta ar fi. Suporterii nu au nimic cu selecționerul și cu jucătorii. Ei sunt conștienți că selecționerul a fost numit de o conducere, iar jucătorii sunt cei care sunt. Problema e acolo, la vârful federației. Și dacă nu se va schimba nimic de acolo, rezultatele vor fi aceleași, adică inexistente. Te referi la să se schimbe ceva în cadrul conducerii, să schimbe conducătorii sau să schimbe politica de conducere pe care au avut-o? Mi-e greu de crezut că se va putea schimba conducerea FRF în următorii mulți ani. Pentru că am văzut ce s-a întâmplat, nu există concurență, nu există nimic. E vorba de să schimbe un pic ideile și strategia, pentru că trebuie să înceapă să investească în academiile de fotbal, trebuie să investească în juniori, trebuie să investească în toate privințele și infrastructură, pentru că suferim foarte mult. Adică, nu știu, de exemplu, dacă te duci să vezi unde se joacă campionatul de juniori under 15. Păi rămâi mască în ce condiții se schimbă jucătorii aceia și în ce condiții trebuie să evoluezi. Păi, am văzut prin garaj, prin și cum poți să faci fotbal? Cum poți să faci fotbal? Sau cum poți să te bați cu cei din afară? N-ai cum. De asta ne bat toți la selecționata under 20 și ne dau toți câte 7-8. Asta e diferența, trebuie să fim realiști. Și dacă nu schimbăm ceva și dacă nu începem să investim și să avem răbdare, într-adevăr, așa cum ar trebui să facem, lucrurile vor arăta din ce în ce mai rău. Și tare mi-e teamă că o să treacă mult timp până vom trăi o calificare la un campionat mondial. Poate un campionat european o să-l mai prindem cum necum. Dar nivelul de top al fotbalului echipelor naționale este Cupa Mondială. Și mi-e foarte greu să cred că vom mai ajunge acolo curând. Mă rog, tot cu echipele europene ne vom bate pentru Cupa Mondială. Da, dar o să fie mondial. Diferit. Sunt mai puține locuri. Vor fi mai, la următoarea ediție, da, vor fi mai puține locuri, va conta și cu eficientul, dacă noi vom avea o grupă, cel mai probabil una dificilă, da, rămâne de văzut. Acum să vedem, pentru coeficientul, pentru preliminarele campionatului european, contează mult ce rezultate vom obține și în Liga Națiunilor. Este un criteriu și acesta. Poziția... Și în ce urnă vei fi repartizat, pentru că dacă o să câștigi grupa, o să fii repartizat probabil în urna a doua, o să scapi de un adversar dificil. Sunt multe lucruri de luat în calcul, dar... Păi noi ajungem în urna a patra. Suntem în riscul de a ajunge în urna a patra. Și ce facem? În urna a patra joci cu cei mai buni. Păi tocmai. Hai să ne gândim. Înainte de Euro 2008, ce grup a reușit să câștige România? Cât de greu a fost? Și ce fotbaliști aveam atunci? De referim preliminarii? Da.
A, când am jucat cu Bulgaria, cu Olanda, am bătut Olanda la Constanța, bine, e o poveste, este o poveste mai, așa, mai interesantă acolo, că, ci că s-ar fi desumflat mingile la pauză, că bătea vântul și... Sincer, aș vrea să mai văd lucruri de genul acesta, numai să mai batem și noi o națională mare. Nu cred că mai poți să mai faci... Hai să încercăm că suntem români, cu siguranță găsim o variantă. Da, mi-ar plăcea și mie să mai văd odată momentele alea. Toate aceste povești fac parte din istoria fotbalului românesc și cu siguranță aceste povești vor merge din generație în generație și o să ne aducem aminte cu bucurie de ele. Pentru că au fost momente frumoase pe care le-am trăit și noi, cei care suntem mai tineri. Nu vreau să mă gândesc cum au fost cei care au trăit în perioada generației de aur. Au putut să... Eu vreau să mă gândesc, vreau să știu eu cum ce-au trăit. Eu nu vreau să mă gândesc pentru că o să mă oftic. Da, ce văd acum și ceea ce au văzut atunci, cred că dacă s-ar fi trezit cineva de atunci până acum să vadă cum joacă național, ar fi zis că e nou. Asta e parodie echipei naționale, exact. Nu este... Mă rog, suntem poate duri să... Păi nu ai cum să nu fii dur. Când te uiți la un meci demonstrativ și vezi jucători de... 40-50 de ani, că lovezi mingea mai bine decât jucători care evoluează în Liga 1 în acest moment, n-ai cum să nu fii critic. Păi... Rața ar juca lejer la o echipă de play-out din Liga 1. Zic sincer. Rădoi la fel, la ce fizic are și aceeași ambiție, ar juca lejer prin Liga 1 pe la echipele alea din partea inferioară a clasamentului. De Ionel Ganeanu, cred că poți să spui. Ionel Ganeanu. Dar a dat o dublă. Și a marcat și din penalti. Așa este. A fost, da, alții pe la națională nu prea au probleme cu penaltirile. Vezi? Despre asta e vorba, da? Asta e, din păcate, vremurile au trecut, anii au trecut și peste ei și nu mai avem jucători de aceeași valoare. Mutu, jucător cu peste 100 de goluri în fotbalul italian. Ce jucători mai avem noi în momentul ăsta de o asemenea valoare? Noi ne gândim să avem și noi un jucător care să evolueze meci de meci, măcar atâta, în campionatul italian. Ne bine, l-avem pe Chiricheș care... Și ne bucurăm că l-avem pe Mihailă, care e dâmbovițean de-al nostru. Dar a jucat puțin la Atalanta. Nu prinde. A jucat puțin la Atalanta. Mutu conduce echipa în Champions League, când juca la Fiorentina. Nu mai avem fotbaliști, din păcate. Asta oricum, mi s-a părut că la schimbarea cu Sorescu, când a fost introdus Mihailă, a adus așa un oarecare suflă. N-au fost prea multe minute de joc. În ce minut l-a schimbat? După minutul 75? După minutul 75, da. Nu, este Mihailă un jucător interesant și cu siguranță ar avea multe de spus, dar e nevoie de timp și partea proastă e că nu știu câtă răbdare vor avea cei de la Atalanta cu ei, dacă îl vor păstra în continuare. Acolo trebuie să demonstrezi. Păi da, uite rapid. La Denis Man. Aproape că... Deci, alt fotbalist de la campionatul european se scufundă. Din 2019 și să pierde prin Liga 2 Italia. Asta e nivelul, din păcate. Nu avem ce să facem. Nu ne rămâne decât să fim optimiști, cum tot suntem de ani de zile. Cât optimist să mai avem? Nu prea mai avem, din păcate. Nu prea mai avem, dar... Trebuie să găsim forța să credem în continuare, pentru că, așa cum este naționala noastră și trebuie să o susținem. E greu, dar vedem ce se întâmplă. Uite, avem exemplu Italiei. Da? Au câștigat campionatul european, s-au calificat la mondial. Ce ar trebui să facă? Păi nu, că ei nici la ultima ediție n-au fost la campionatul mondial. Au ei ceva cu campionatul. Probabil să pregătesc tot pentru campionatul european. Măcar să le meargă așa, știi? Da. Să califice doar la european, să știi ce. A avut acea generație de excepție, au câștigat tot, dar uite, să ne gândim, în ultimii ani, ok, au rămas o națională foarte bună, cu un joc bun, dar n-au mai obținut nimic, n-au mai câștigat nimic. Cosmin, n-ai cum mereu. Ai și perioade de astea. Dar la noi parcă e prea, prea lungă perioada. Da, la noi nu se pune problema că noi n-am câștigat nimic niciodată, dar... Tot mai erai pe acolo, mai câștigai și tu. Îmi pare că prin anii 40 am câștigat Cupa Balcanică, ceva, turnee de-astea neoficiale, dar nu am câștigat vreodată un trofeu sau... Avem moral de competiții amicale, din păcate. Păi avem în toată istoria câte? Trei calificări la campionatul european. Da. Sau patru avem. Nu, patru avem, patru. Că am fost și în 2008. Da. Asta este, ce să facem. Asta e situația. Trebuie să se îndrepte lucrurile, pentru că merită mai mult. Dar mă repet... Am fost și în 84... Că avem mai multe. Avem mai multe. Nu, avem victorii. Avem puține la campionat. Avem trei victorii. Ata. În a treia ediții avem trei bune victorii. Bune. Da, dar una dintre ele e cu Anglia.
Tocmai, vezi, bă, asta vreau să zic. N-am obținut noi niciodată rezultate, n-am câștigat nimic, dar mai băteai și tu naționale mari, mai exista un pic de mândrie națională. Acum, când te bate Muntenegru, hai să ne gândim așa, ce națională mare am bătut în ultimii ani? Păi, ce națională... Sau, mă refer în jocuri oficiale. Pe cine am bătut? Ultimul succes mare de care mi-aduc aminte e cel cu Olanda. În 2007? Da. Hai că am mai avut. Mare. Am mai avut echipe pe care le-am... Dar nu știu, în meciurile oficiale. Păi nu știu. Nu avem cu cine. N-am mai bătut noi pe nimeni ce națională puternică. Păi crezi că dacă băteai o națională puternică, nu ți-ai mintei? Austria. Hai să fii serios. E o națională, nu e de primă categorie valorică, dar... Mă rog. A fost o victorie importantă și aia. Nu ne-am calificat la european, dar oricum. Austria. Da, mă rog, avem multe, multe lacune. Să sperăm că vom obține un rezultat pozitiv în seara asta, să se termine totuși decent această perioadă cu 4 jocuri în Liga Națiunilor. Să vedem ce vom obține în luna septembrie, când se va încheia această campanie. Mai sunt șanse la locul întâi. Totul depinde e de greu. Eu mă gândesc nu, că greu că e... Nu e greu. Bine, sunt două puncte între noi și locul întâi în momentul acesta. Bați în seara asta, te urci pe unul dintre primele două locuri. Nu știu, după ce ai început așa, mie mi-e greu să cred. Nu, se poate. Să ai dreptate, să fie așa, dar mie nu mi-e greu să cred că putem să obținem... Dacă nici în grupa asta nu se poate. Nu, de putut se poate, dar e greu. E foarte greu să ne gândim asta. Acum când picăm cu naționale de genul ăsta prin Liga Națiunilor sau prin preliminari. Grupa morții cu Bosnia, Muntenegru și Finlanda. Hai să fim serioși, grupa morții. Eu ți-aduc aminte de meciul acela cu Finlanda la care am fost și noi la Ploiești, de când l-am văzut da, pe Mourinho. Da, pe Mourinho, da. Da, exact în ziua în care am terminat și facultatea. Da. A fost festivitatea de da. Încheiere și noi ne-am grăbit, n-am mai stat la festivitate ca să ajungem la meci. La meci. Și am reținut ziua de 5 iunie 2018 pentru că l-am văzut pe Mourinho, nu exact, că am terminat facultatea. Te gândeai tu în meciul acela... Așa că am câștigat destul de detașat, că o să ajungem să ne fie frică cu Finlanda la noi acasă. Păi tocmai asta, zic că e din ce în ce mai rău. O să ajungem să regretăm pe Pițurcă, o să ajungem să regretăm pe Bogdan Stancu. Da, Bogdan Stancu, nici nu mai știu de el, pe unde să mai e. Să regretăm pe Cociș, pe Nicoliță. Cociș, care era unul dintre cei mai contestați jucătorii naționale. Acum, Florescu. Nu știu, Cociș nu știu cât e de regretat, sincer. Pe Florescu, pe alte nume. Iarăși, Geo Florescu. Să fim serios. Și acum. Ce facem? Acum ne bazăm... Că vedeam că existau discuții, că să fie adus și Săpunaru, Tamaș... Acum nu știu ce ar face ei la național. Ce să facă ei într-un duel? Uite și mult. Cu Bosnia. Poate să aducă un pic de plus ca experiență și un pic de plus ca atmosferă în cadrul echipei, da. Dar mi-e greu de crezut că ar fi putut ei să facă față la 4 meciuri în 12 zile sau câte. Cum ai vedea tu într-un duel pe Săpunaru cu Mugo ăsta sau... Alți fotbaliști de la multe. Nu știu, mie mi-e greu să cred că ar face față. Dacă să-l, nu știu, nu mi-ar fi rușine. Nu mi-ar fi rușine cu Săpunaru. Acum când ți-aduci aminte de gafele lui Chiricheș, nu cred că și-ar fi la Radonovici și... Nu cred că și-ar fi la mingea printre picioare fără să încerce cineva să-l dribleze. Nu știu, asta e părerea mea. Nici cu Tamaș nu mi-ar fi rușine. Dar nu te-ar ajuta, te-ar ajuta acum pe termen scurt, dar apoi ce să faci, că se lasă și... Asta am înțeles că ar fi fost și motivul pentru care nu i-a chemat Edi Ordănescu. Asta ar fi transmis, că a preferat să construiască echipa pentru următoarele calificări. Ceea ce eu înțeleg, dar... Da, e de înțeles. Decât să aducă jucători de 37-38 de ani să obțină rezultate acum și până să nu se poate baza pe ei. Da, pentru că ținte sunt preliminariile campionatului european. Exact. Și... Nu mai poți să joci cu ei pentru exact. Preliminarele campionatului european. N-ai cum. Dar în defensivă, cum ne mai descurcăm? Mai ai un Chiricheș, mai ai un Ruz, mai ai un Burcă, un Edelcear, un Bancu. Dar ce facem în atac? Că mai avem atacanți. Da, cu Alibek nu mai poți să joci. Alibek? Absolut nimic. George Pușca, am înțeles că o să-l reprofileze pe Bogdan Andone, acum să vedem, dar el l-a dezamăgit și în Spania, nu mai evoluează nimic. Sincer, l-aș încerca pe Andrei Ivan. Păi da, dar el nu este vârf autentic. Da, dacă te ajută la Craiova, vârf a dat, mi-amintesc că a avut 6-7 goluri într-o perioadă de 5-6 etape, ceva de genul. Merită încerca, până la urmă ce ai de pierdut?
Oricum pe Alibek nu poți să te bazezi din câte am înțeles că e accidentat acum. Pușcaș nu știu cât o să mai ducă și meciul ăsta. Și pe cine să bași? Florin mai degrabă a jucat cu Andrei Ivan atacant decât cu Florin Tănase. Are flexibilitate mai bună. Nu știu. Are viteză, da. Bun, să vedem. Rămâne de văzut ce va fi cu Naționala în seara aceasta. Am zis că discutăm puțin și despre Liga 1. În primul rând, să te întreb ce părere ai despre aducerea lui Adrian Mihalcea la Chindia Târgoviște. Adrian Mihalcea, un antrenor tânăr, nu a obținut niciun rezultat notabil până în acest moment. Hai, putem să spunem că faptul că a reușit să meargă cu echipa din Slobozia în play-off-ul Ligii Secunde și era aproape să și prindă locul 5. Prindă locul 5, ar putea fi ceva notabil, dar nu a reușit nimic până în acest moment. Nu știu cât de mult va reuși să schimbe la Chindia și nu am nici foarte multe date despre el ca antrenor. Ce știu e că e un antrenor care preferă jucătorii dispuși la efort, jucători agresivi, care să pună piciorul serios la minge, jucători muncitori și oarecum pe această idee de joc a mers și Emil Săndoi în mandatul pe care l-a avut la Chindia. A fost adus Mihalcea, rămâne de văzut ce jucători vor fi aduși, pentru că până la urmă aici se va face diferența. Cu siguranță el are o listă de jucători pe care îi dorește, rămâne de văzut și ce va permite bugetul echipei ca să fie transferați. Am văzut că există discuții pentru Mihaiu de la Dinamo, care ar vrea să se întoarcă la Chindia. A mai fost aici la Târgoviște. Am înțeles că ar mai fi discuții pentru un fost fotbalist de la UTA, dar nu știu exact ce se va întâmpla. Și în plus am văzut că sunt foarte multe, că ar fi foarte multe plecări. Adică pe lângă plecarea lui Iacob ar pleca Ciunciucov, Cherchez, Martac, Sila. Sigur, se vor fi foarte multe locuri goale în lot. Să vedem cu cine o să reușim să le umplem, pentru că perioada de pregătire și perioada dintre cele două sezoane va fi una scurtă. Și ieri, de fapt, echipa s-a reunit. Pe 13, da. Echipa s-a reunit. Echipa trebuie să fie completă până în momentul în care vor pleca într-un stagiu de pregătire centralizată, pentru că Mihalcea trebuie să aibă toți jucătorii la dispoziție, să reușească să își impună strategia de joc, ideile, dar va fi foarte, foarte greu. Și eu cred că va fi un sezon de Liga 1 mult mai greu față decât cel care s-a încheiat și în care Chindia s-a salvat în urma barajului de menținere promovare în Liga 1. Păi când îți pleacă și jucătorii acestea. Îți pleacă jucătorii și nu să ne gândim, nu vor mai fi Gazmetan și Academica Clinceni. Practic. Aia, nu știu ce să zic. Da, nu vor mai fi, dar vezi bine că sunt probleme și la Hermannstadt și la Petrolul. S-ar putea să avem situațiile acelea cu echipe care nu obțin licența în plin sezon, să asistă și la faliment și așa mai departe. Da, e o situație complicată și la Petrol, dar mi-e greu de crezut că la un nume precum Petrol se va întâmpla ce s-a întâmplat la Academica Clinceni. Eu așa văd lucrurile, nu știu. Au mai trecut ei prin situația asta. Sau dacă cei de la LPF vor permite să se mai întâmple lucruri de genul ăsta, pe înseamnă că ne bate în joc de competiție internă. Păi da, să ai echipe care sunt aproape de faliment în prin sezon, adică și, hai, s-a întâmplat odată, dar nu, toate lucrurile astea nu dau bine în prima ligă, hai, că s-a întâmplat Liga a doua, mai ziceam. Nu există așa ceva să prezinte echipele cu junior, să ia bătaie la scoruri uriașe, ce e asta, e bătaie de joc. Și totul pentru niște bani din drepturile de televizare. Că până la urmă de asta s-a prelungit tot circul cu Academica Clinceni și Gazmetan. Să nu se pierdă banii pentru meciurile care ar fi trebuit să se discute. Cel mai probabil va fi pus lacătul acum. Păi am înțeles că își fac altă echipă prin Liga 4. Cu Eric și toți jucătorii importanti și au mai fost pe acolo. Măcar să nu lase fenomenul să moară. Așa am înțeles, da. N-am auzit asta, dar ar fi, m-aș bucura să se întâmple acest lucru. Pentru că Mediașul este o echipă care a contat în fotbalul românesc. Aduți aminte că i-a eliminat pe Mainz în preliminariile Europa League. Klopp era antrenor la Mainz. Jürgen Klopp era atunci, da. Ce vremuri. Vedeam cu echipe Gazmetan Mediaș care nu erau formații care să se bată la câte echipe n-au și Panduri, Târgu Jiu, azi ceva mic. Dar eliminau echipe importante din Europa. Formații din Liga 1 care nu se băteau la titlu. Și acum ne vedem cu campioana în Conference League că ia ultimul loc. Și acolo ne chinim și prin Conference League. Păi asta zic, am terminat pe ultimul loc grupa din Conference League cu campioana.
Ce pretenții să mai avem? Sau ce pretenții să mai avem când CFR Cluj, care a luat atâtea titluri la rând, are probleme financiare? Acum cred că își revin. Dacă... Își revin acum, două luni și pormă iar. Da, oricum, lucrurile trebuie să se miște repede și pentru Chindia Târgoviște, pentru că mai sunt foarte... Mai sunt, da, pe 15 iulie se reia competiția. Da. Uite că avem și sistemul VAR, începând din meciul de Supercupă, dintre Șepși și CFR. O să vedem distracție totală. Tare mi-e să nu ne facem de râs și cu VAR. O să vedem distracție totală. Tare mi-e să nu ne facem de râs și cu asta. Ce spui despre plecarea dâmbovițeanului Laurențiu Regencamp de la Universitatea Craiova, care a părăsit formația din Bănie. În locul său a venit Laszlo Balint, care e un antrenor, din punctul meu de vedere, nu rău, dar care n-a confirmat. Eu nu l-aș fi schimbat pe Regencamp. Nici. Adică a avut un început de mandat greu, fiindcă a avut foarte mulți jucători indisponibili, ba accidentări, ba a fost situație și cu COVID-ul. COVID. Și totuși a reușit să readucă echipa la un nivel bun. Și să ne gândim, a bătut FCSB-ul, a bătut CFR Cluj. Probabil cei din conducerea clubului oltean se așteptau să câștige Cupa României și aici s-a făcut diferența. Au arătat obiectivele, toate obiectivele le-a arătat. Dar nu știu dacă a mutat inspirat prin această schimbare a antrenorului. Dacă aș avea de ales între Regencamp și Balint, cu siguranță l-aș alege pe Regencamp. Dar i-aș da mână liberă și aș aduce jucătorii pe care îi vrea. Pentru că a reușit niște rezultate. Însă nici Balint nu e antrenor rău. Nu, nu e antrenor rău, dar în același timp el a plecat de la UTA după o perioadă nu foarte bună. Au fost câteva rezultate slăbuțe obținute în ultimul, multe rezultate de egalitate. Deci n-a plecat acolo în glorie. O să fie greu pentru el, că nu e ușor să fie antrenor la Universitatea Craiova. Și nu e la fel ca la UTA Arad, cu ceea ce a fost el obișnuit. O să fie greu pentru Balint, dar rămâne de văzut, este alegerea lor. Mă repet, nu e un antrenor rău, dar nu știu cât de bine se va integra acolo la Universitatea Craiova și cât de bine va reuși să controleze și vestiarul. Pentru că sunt pe acolo și niște jucători destul de importanti și nu o să fie ușor. Ai un Nistor, Bancu, Ivan, vor fi jucători greu de gestionat și dacă nu știi să te impui, o să ai de pierdut. De asta, din ce am înțeles, Regencamp reușise să facă un grup destul de bun acolo. Și a preluat echipa de pe ce poziție? Era undeva în play-out când a venit sau pe la era în a doua parte. Era în a doua parte a clasamentului când a preluat echipa. Și a terminat cu 3. Exact. Adică, da, mă rog, s-ar putea ca Laurențiu Regencamp să semneze până la urmă cu FCSB, sunt zvonuri. Acum, ce că ar fi fost se ar fi semnat prelungirea contractului cu Toni Petrea. Am înțeles că... Nu știu, de fapt, nici eu nu cred. Am ascultat ce a declarat Meme Stoica în direct. A fost un dialog între Regencamp și moderatorul emisiunii de pe Orin Sport și a intervenit Stoica și a transmis a spus că Toni Petrea va rămâne în echipă. Singurul antrenor a punctat managerul FCSB-ului. Da, Laurențiu Regencamp e un antrenor pe care l-a apreciat. Siguranță o să-și găsească echipă. O să-și găsească echipă, dar nu l-a precis pentru aroganța sa. A plecat de la Târgoviște, n-a trimis niciodată măcar un mesaj de felicitări atunci când au promovat o plasă de mingi pentru copiii și juniorii de aici. Adică așa ceva, nu știu, spun multe lucruri. Lucrurile acestea spun multe despre tine. Da, nu știu ce să... Ca om. Da, probabil că oamenii de aici se așteptă la altceva din partea lui, dar fiecare om este responsabil pentru alegerile pe care le face. Nu ne mai rămâne timp să vorbim despre Dinamo, totuși cum crezi că va arăta fotbalul românesc fără una dintre cele mai galonate echipe din fotbalul est-european, dacă vrei? Foarte urât, pentru că dacă ne gândim ce echipe sunt acum pe prima scenă fotbalistică, adică începem să ne revenim cât de cât în privința numelor, ai Petrolul, ai FCSB, ai Rapid, ai UTA Arad, ai Farul Constanța, CFR Cluj și a dispărut Dinamo. Universitatea Cluj. Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, amândouă echipele. Adică, e păcat, dar la cum s-au mișcat lucrurile în ultimii ani, era clar că acest lucru se va întâmpla și cum ți-am spus de mai multe ori în discuții amicale pe care le-am avut, probabil este cel mai bun lucru care s-ar fi putut întâmpla. Pentru Dinamo. Pentru Dinamo, pentru că nu puteai să bagi bani la infinit într-un sac fără fund. Și vedem cât de înceață este situația și în acest moment. Nu știu dacă l-ai ascultat pe Răzvan Zăvăleanul. Dar sunt foarte multe lucruri de pus la punct și nu știu cum o va găsi acest sezon de Liga a doua pe Dinamo. Pentru că, în primul rând, n-au jucători.
N-au antrenor, n-au jucător, n-au președinte. Liga a doua începe sezonul mai târziu puțin. Da, este da, timp, trebuie... o să-și formeze ei o echipă. Și că ce nu... faci cu planul de reorganizare? Pentru că tu acolo ai trecut niște sume. Nu mai ai dreptul de televizare. În Liga a doua e maxim 80.000 de euro. În Liga întâi e 1 milion și ceva. Sunt multe lucruri. Se spune că groapa a început să fie săpată încă de pe vremea lui Borcea și a lui Gigi Nățoiu și a lui Vasile Turcu. Mă rog. Și lucrurile acestea sunt spuse de oameni precum Ionuț Lupescu. Dacă nici Lupescu nu mai are... nu mai este un om de încredere, atunci pe cine mai putem să mai ascultăm? Dar asta e, din păcate, s-a ajuns probabil unde au dorit unii, însă avem cazul Rapidului și vedem cât de frumos au revenit. De ce nu poate să... Cu sprijin puțin politic. Da, e greu să te mai descurci. Puțin mai mult politic. Da, dar e greu în sportul românesc să te mai descurci fără sprijin politic. Adică uite și ce se întâmplă la CFR Cluj, chiar dacă nu este un ajutor direct, vorbește toată lumea. În afară de FCSB, ce echipe se pot lăuda că au reușit să rămână la un nivel constant? Așa este. Hai de toate. Asta e păcat de Dinamo, păcat de ce s-a întâmplat, dar cu ajutorul suporterilor, cu siguranță, va reveni acolo unde este loc. Cosmin, un pronostic pentru diseară? Pentru națională? 2-1. Pentru noi, sper. Pentru noi. Doamne ajută! O să marcheze Pușca și în sfârșit. Așa să fie. Oricine. Și autogol. Nu mă supăr. Și Niță. Oricine. Îți mulțumesc pentru prezența în studio. Ne revedem când o să mai poți ajunge la noi. Cu siguranță avem multe lucruri de dezbătut. Poate chiar înainte de startul sezonului la jumătatea lunii. Uite, trece timpul foarte repede și nu prea o să stăm noi pășesc lung la mare. O să stăm mai mult pe aici să discutăm despre ceea ce se întâmplă în fotbal. Cu siguranță. Îți mulțumesc încă o dată pentru invitație. E o reală plăcere să fiu în studioul Bazar TV și oricând voi avea posibilitatea să vin și să avem o discuție de acest gen, voi veni. Cam atât de aici, prieteni. Ne vedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune. Să auzim numai de bine și să strigăm cu toți în seara aceasta. Hai România! Thank you.